Da, vă rog. Poftiți. De Renel. De la Renel, la Renelu. Ce a spus? Renelu, Renelu. Sunteți rudă. Sunteți rudă cu Neanelu? Nu, nu. Renelu, de la Renelu. A, da, Renelu, da. Corento, da. Corento, așa, da. Nu e telefonul meu ta că nu-și merge veuza? Lampadarul, da. Da, lampadarul, vezi, tot da, aia. Auzi? Dar mă tale așa lucrezi, vă că ești cam băut? Păi ce, mă vezi cu mașina? Ce? Am impresia că și mata ești puțin ciupit, eh? Dar ce, eu condu mașina aici? Aoleu, uite cu alea. Te mulțumesc. Unde e? Cine să fie? Veuza. A, lampadarul ăla e bine. Ăsta, da. A. Și cum s-a întâmplat? Cum a fost? Bine, ce s-a întâmplat? Simplu. Am făcut întrerupător așa, am făcut și gata. Foarte rău. Foarte rău, foarte rău. Trebuia să mă chem înainte să-l aprinzi. E? Păi ce faci? Ce faci, băi, înainte să aprinzi veuza? Păi ți-am pus și madale aia de gust. A, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Oh, bravo, nene, bravo. E? Bun, îl ții la rece? La rece, în debara. În debara? Da. Dar e curent? E curent? Adică ce are? Nu, dar e curent. Acolo? Păi e ușa deschisă. Nu. La veioză a avut curent când ai aprins-o? Păi cred că a avut, nu. Eu am făcut așa și pâc. A, așa? Da. Ești însurat? Eu? Da. Nu. Nu? A, înseamnă că de la veioză. Da. De la veioză. Înseamnă că trebuie să mă apuc de treabă. Să te apuci? Da. Trebuie să sparg peretele. Păi de ce să spargi peretele? Păi ca să ajung la fire. Păi nu ți-am spus că are ușe de baraua? Da, mă, nene, vezi că nu te pricep. De ce te bagi dacă nu te pricep? Eu mă bag în meseria ma tare. Lasă-mă să fac meseria. Aoleu. Trebuie să ajung la tablou. La tablou? Tablou, da. Băi, eu nu te-am chemat de artă. Te-am chemat să repari ăsta, lampadarul. Ce vorbești, domnule? Ce vorbești? Și eu am venit să admir arta romată. Ce artă? E o tonel? Tablou? Nu. No. Băiatul de... Da, e bun, dar nu stă. Bravo. Hai să-ți mai pui. Așa, mai pune acolo. Pe unde o luăm? Nu știu pe unde să mă aduc la fire. Cred că e în spatele matale. Da. Ia uite, fii atent. Da. Fii atent, te învăț o șmecherie. Ia mâna. Pune mâna pe asta. Pe fir? Pune mâna pe fir. Păi nu curentează? Stai că te învăț eu acum, așa. Așa. Te-a curentat? Stai așa, pe un fir pui. Pe un fir, pe verde. Așa, te-a curentat? Nu. Nu, înseamnă că ăla e masa. Ăla e masa. Și bagă-n cap, ăla e masa. Acum asta pun și eu mâna. Lasă masa, ai masa de mâncare. Masa, așa se cheamă. Limbaj electricienist. Fiată. Acum pun și eu mâna așa pe fir. Aoleu, m-a curentat. Aha. Eu sunt electricien, m-a curentat. Bine că n-a fost mâna cu paharul. Păi da, așa prost mă crezi? Băi da. Așa prost mă crezi să vărs paharul. Și e grav, domne. E grav. Trebuie să mă sui pe casă. Pe casă? Da. Bă, nene, bă, fii, domne, curajos, domne. De ce? Nu merită să te arunci după casă pentru nenorocit de lampadarul. Pe casa scării trebuie să merg să văd la cofrajul principal, instalațiile, fire, cum circulă. Ce cofraj? Dă-l încolo de lampadar, domne. De ce? Nu, nici nu mai întrebe dacă... De cum și nu-ți trebuie să... Dar fii atent aici, nu? Nu-mi bag joc de meserie. Da. Îl trebuie reparat, o frumusețe de lampadar. Mai torn. Auzi? Da, te-ai uitat la bec? La bec? Da. De ce? N-o fi ars? Ars? Da. Aș urma ta, deranjez câta mai instituția. Mă deranjez, mă pui pe drumul pentru un bec, să poate așa ceva? Să-mi pui și mie. Pune și mie tare, pe dar noi suntem amândoi, lucrăm amândoi, nu te-am învățat meserie. Așa. Mai stăm, mai aduci o sticlă? Are băiat. Bravo, ne. Urmă ne uităm la televizor. Mai am un antre... Care televizor? La televizor, ce? Poate e meci, dacă avem vin,
Nu, nu stă de pomană. Păi avem vin, dar n-avem curent, băi. N-avem curent? Păi da, și cum ne uităm la televizor? Păi dacă avem vin, ce ne trebuie curent? Ne uităm așa, nu? Știi ceva? Eu nu mai sunt la deranjamente. De ce? Să sardă toate de lencolo, doamne. Da, lasă că, dar nu. Nici n-are rost să-ți suni la deranjamente. Păi sigur că n-are rost. Dacă avem vinul, ne înțelegem mai am decât o sticlă. De ajuns. Păi...